Suntem pe drum cu prioritate. La jumătatea orei 15 a apărut Cătălin Stribea pentru rațiunea zilei. Salut, Cătălin! Salutare, bine v-am găsit! Bine ai venit pe la noi! Mă uitam ceva mai devreme. Ți-e-ți place zăpada? Cât, nu mai știu ce mi-ai răspuns când te-am întrebat ultima oară. Fript sunt de zăpadă. Vrei zăpadă la București sau nu? Întotdeauna mi-am dorit zăpadă, să dau jos de pe mașină, să o dezgheț. Nici măcar așa de Crăciun? Nici măcar, de spiritul Crăciunului. Iartă-mă, ți-am mai povestit, dar nu păi mai, ți-am povestit eu că am lucrat într-o companie, știi? Așa. Unde se curăța, venea câte un viscol din ăla, știi? Și trebuia să ajungi la 6 dimineața da, la muncă. Pentru că așa te trezeai tu la ore imposibile, dar da, în general așa, zăpada e frumoasă și mi-aș fi dorit să avem de Crăciun. Se pare că vestea proastă pentru noi și bună pentru tine, că se pare că nu prea vom avea de Crăciun zăpadă, cel puțin pe aici, pe la București. Dom'le, ar trebui să fie limitat zăpadă, doar în parcuri de distracții, doar unde vrea să se joace lumea cu zăpadă. Acolo e cu taxă, are zăpada bani să intre. Și, pentru ăștia ca mine, dacă ar trebui în jurul mașinii, da, asta era. Deci urăz dimineața la 4 dimineața. Nu te mai întreb. Am mai și citit povești la radio. Aia îmi place. Pentru povești, copii, da. Cu Bradu, deci, cu Crăciunul. Cumva, cumva ești în spiritul ăsta al Crăciunului, dar fără zăpadă. Am înțeles. Dom'le, să fie ca la Los Angeles, asta îmi doresc eu. A, ca în Sahara, cred că ți-ar plăce. Chiar. Cu palmier, cu asta. Asta e viața mea, mă. Hai să vedem ce ne-a pregătit Cătălin la rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Se pregătește o numire la Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energie. Știți ce e asta? Asta este autoritatea care a dat kicks în nenumărate rânduri când a venit vorba de prețurile la curent electric sau la gaze. Și cea care reglementează, controlează, stabilește cadrul legislativ pentru marile corporații din domeniu. Ultimele kicks-uri s-au dat cu noile prețuri la gaze și la energie. Ai primit factura la electrica? La electrica e o factură surprinzător de normală. La gaze am probleme. Da, la gaze avem 40% mărită, clar, peste ce eram eu obișnuit să plătesc. Cam un 50% mi-a venit. Chiar și mie 50, în plus. Factura mea la energie electrică n-a venit și scrie acolo în aplicație că datorită sau din cauza noilor reglementări încă nu putem emite facturile, dar stați liniștiți, nu știu ce. Iar ultima dată când mi-a venit o factură la curent electric, m-a luat cu așa am rămas. Deci nu am mai avut, deci vă rog, credeți că n-am avut aer. Am făcut eu calcule, am zis greșit, mi-au trimis o factură probabil de cum se cheamă, recalculare din aia sau... Da, da. Mă rog, e un termen din ăsta care îmi scapă mie acum. Și mie. Da. Și mi-a trimis pe 40 de zile. Păi mi-a venit curent electric, ce să... Regularizare, zice, da. Urât, atunci, urât, da. Și mi-a zis 40 de zile. Bun, ăștia sunt oamenii care se ocupă. Va, domeniul dificil, în cel mai dificil moment, cu prețurile cele mai mari, cu imposibilitatea companiilor de a-și face stocuri la gaze, adică cu o criză geopolitică majoră în domeniul ăsta, și acum vine propunerea. Deci PSD, așa, că la ei a picat, că știi că algoritmul așa, se pregătește să-l propună în funcție pe domnul Alexandru Stănescu, care este specializat în agricultură, așa, a fost și președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, dar are și calitatea că este fratele lui Paul Stănescu, secretarul general al partidului. A, ok. Ok, și acum domnul Ciolacu, sigur că a fost întrebat de ziariști care au venit, nu vă supărați, îl puneți pe domnul Alexandru Stănescu la, cum îi zice, la NRE. Informația, apropo, a fost dată de publicația G4, ei au aflat primii această informație și au publicat-o. Și zice, da, zice domnul Ciolacu, păi ce le recomandă, întreabă lumea. Păi, a fost parlamentar. Păi stați un pic, că e la curent electric. El a fost parlamentar la agricultură. Și a zis, nu, domnule, e legea care îi dă voie, că zice că la foștii parlamentari se poate face. Dar de ce nu a fost numit ministru al agriculturii? Pentru că și acolo au fost niște întrebări adresate domnului Ciolacu vis-a-vis de ministru. Altă chestiune, exact. Da. Și el a explicat că conform legii, domnule, se poate. Așa, deci asta este o justificare. Este fost parlamentar, mi se pare două mandate, a fost și președinte al Comisiei de Agricultură. Ok. Acum, ceva mai târziu, adică în urmă cu câteva minute, văd că acum publică G4, zice domnul Ciolacu într-o declarație că domnul Stănescu nu va fi totuși în funcție de conducere, ci va fi membru neexecutiv în bordul ANR, adică în Consiliul de Administrație, cum ar fi,
Comisiile de supraveghere la NRI, adică, hai, n-ai treabă, tot se încasează ceva. Da. Bun. Ce ne zice nouă asta? Adică... Nimic nou. Nimic nou. Asta aia e problema. Cum e domnul Roman la digitalizare cu cartea lui? Cum e domnul Grindeanu la transporturi? Da. Mă rog, domnule, s-a fost președinte în Consiliul Județean, să zicem că am mai văzut cum să face un drum, are idee. Cum... Rar am mai întâlnit cazuri de oameni potriviți la dar nu știu de ce apelează potrivit. Că ei, da, pentru că au partid mare, trebuie să-i satisfacă pe mulți. Dar în același timp și partidele își cresc niște oameni pe zonele alea. De exemplu, UDMR stăpânește mai bine lucrurile astea. Tanțoș Barna are funcții la mediu și în agricultură în ultimii 20 de ani de administrație. Și se și vede treaba asta. Se și vede că stăpânește bine mandatul. Cu cât numim oameni care nu se potrivesc exact locului respectiv, nu facem decât să slăbim decizia administrativă în niște momente extrem de complicate. Dacă astăzi nu aduci la NRE un om care chiar să știe cu curentul electric și cu gazul, au... E o nenorocire pentru toată lumea. Să nu mai zic de încrederea oamenilor în... nu că, nu știu cât încredere mai au oamenii în foarte mulți din politicienii din România, dar și asta slăbește în continuare prin decizii de acest gen neexplicate foarte ok, foarte bine. Ți-ai zis că e parlamentar? Da, mi-ai spus că este parlamentar și că este fratele... Ce să mai... Îi trebuie. Dacă e parlamentar. Mulțumesc, Cătălin, pentru rațiunea zilei. Spor la treabă și ție. Europa FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi.